industria cripto și a NFT-urilor este tot mai big, tot mai mare și crește de la zi la zi. Adopția este și ea tot mai mare și crește de la zi la zi. Bună dimineața și bun venit în cadrul Grecu Media. Aici învățăm despre piața cripto, cum se face bani în piața cripto, așa că dacă ești pasionat despre piața cripto, tehnologia blockchain, mai adăugăm și NFT-urile, non-fungible tokens sau artă digitală, fii sigur că te abonezi pe unul din canalele noastre, special aici pe YouTube, pentru că aici vă țin la curent cu cele mai relevante știri la nivel mondial din spațiul cripto și al industriei NFT-urilor. Dacă nu ai auzit de NFT-uri până acum, dăm voie să aduc puțină lumină de sărbători în viața ta. NFT-urile sunt non-fungible tokens sau artă digitală. Non-fungible vine de la non-fungibil, tokens de la jeton, deci un jeton care nu-i fungibil efectiv. Leul, de pildă, este fungibil, da? În schimb, NFT-ul nu-i fungibil, adică vine într-un număr limitat de cele mai multe ori, de câteva mii de bucăți. Uite, de pildă, să zicem că ăsta e un NFT și nu e fungibil. Ce te face să crezi că lucrul ăsta ar avea valoare? Păi, în primul rând, trebuie să te gândești că e înregistrat în blockchain, iar tehnologia blockchain are particularitatea asta care depășește orice tehnologie pe care o avem în momentul de față la nivel mondial, și anume orice intră în blockchain nu poate fi șters, niciodată replicat, și fiecare tranzacție îi înregistrată, poate fi văzută de către oricine. Deci tu deții această artă digitală pe o adresă care îi a ta, adresă care e înregistrată în blockchain. Așa că fii sigur că dacă deții poza asta, pot eu să-i fac print screen cât vreau, însă poza asta, dacă tot deții pe adresa ta, rămâne a ta și asta o face unică și valoroasă, efectiv. Așa că, din nou, dacă nu ai auzit de NFT-uri, cred că ai trăit sub o piatră în ultimul an sau probabil printr-o peșteră pe undeva, sau ai venit din trecut și nu știi ce se întâmplă în lumea reală, da? Lucrurile se schimbă. Fiți ancorați la ce se întâmplă la nivel mondial și începeți să investiți din timpul vostru și pentru a învăța, cred eu, lucruri foarte relevante, pentru că industria cripto, industria NFT-urilor, tehnologia asta blockchain care le cuprinde pe aceste două, este extrem de mare și cred că reprezintă un interes major pentru fiecare. Ok, dacă vedeți prin spate câteva cărți, de pildă Hunger Games sau Jocurile Foamei, sunt ale soției mele. Nu m-am apucat încă să citesc Jocurile Foamei, nu am timp. În schimb, prefer să citesc o carte care mă zidește pe plan sau pe planul educației financiare, așa că încă sunteți pe mâini bune. Dacă aveți dubii, părăsiți acest canal și vă doresc numai bine. Nu plecați. Rămâneți aici că aveți ce învăța. De fapt, avem ce învăța unii de la alții. Canalul ăsta a fost creat în scop pur educativ, ca să ne sporim viziunea și să învățăm unii de la alții. Canalul ăsta e al nostru, al tuturor, deoarece împreună toți alcătuim comunitatea și cred că putem să creștem împreună. Abonează-te, apasă clopoțelul, dă-i un share la video ăsta ca să-l vadă toți prietenii tăi, toți apropiații, să ne sporim din nou viziunea, să învățăm împreună. Așa cum am spus, industria cripto crește foarte mult și aici în lumea cripto e efectiv normal ca un proiect să facă în decurs de 24 de ore o creștere de 10, 20, 30%, deci nu e nimic dubios cu lucrul acesta. Bitcoinul a transformat, suntem pe time frame de 7 zile, a transformat zona de suport în rezistență. De fapt, pardon, zona de rezistență în suport. Da? Și eu cred că o să intrăm într-un scenariu foarte bullish.
începând cu luna ianuarie, dar s-ar putea să vedem o creștere semnificativă a Bitcoin-ului chiar acum de sărbători. Cred că este cel mai fain cadou care poate să vină de la Moșu. Așa cum spuneam, creșterile în spațiul cripto de 10% de curs 24 de ore sunt absolut normale, chiar și când Bitcoin-ul nu știm încotro va merge, suferă corecții, merge în jos, mereu o să fie proiecte care o să facă un minim 10% în decurs de 24 de ore. Aici lucrurile astea sunt absolut normale. Dacă în business-urile sau în afacerile tradiționale, clasice, dacă ai o creștere într-o lună de 20%, păi să fii bucuros de 30%, dacă ai o creștere într-un an de 30% să fii bucuros. Aici, într-un an destul de nesemnificativ, un proiect s-ar putea să-ți facă 1000%, 500%, 2000% și așa mai departe. Acum, care sunt proiectele alea, Robert, care fac? Cum le depistăm? În primul rând, trebuie să fie ancorat la tot ce se întâmplă pe partea de news, pe partea de știri la nivel mondial, să fie ancorat în toate comunitățile de cripto ca să înveți lucrurile astea. De exemplu, trebuie să ai obligatoriu Twitter să știi limba engleză. Dacă nu știi limba engleză, te trimit eu la un profesor care să te învețe, da? Îți pui acolo niște bani deoparte și te duci și înveți limba engleză. Pentru că dacă vrei să fii parte din spațiu cripto, ori mă urmărești aici pe canal, că eu traduc toate știrile relevante, ori înveți limba engleză. Ok, bine, nu mai vrei să înveți și vrei să rămâi aici pe canal. Mă bucur, ai făcut o alegere incredibilă. Eu și glumele mele ciudate și sarcastice. Nu o să tai video-ul ăsta, o să las așa cum e, foarte autentic. Și hai să vedem creșterile din ultimele 24 de ore. Începând cu NIR Protocol. Da, vă spuneam ce s-a întâmplat aici. Aveți puțină răbdare, vă rog. Hai mă. Ok, vedem NIR Protocol, așa cum vă spuneam, creșterile. Chiar dacă Bitcoin nu știm ce face și piața arată puțin sau suntem într-un scenariu de mini bear market, creșterile de 10% sunt absolut normale. Vedem NIR Protocol sau prescurtarea lui NIR, că a crescut peste 21%, vedem FTM-ul, Phantom-ul peste 11,95%, adică 12%, AVE 11%, Oasis Network a crescut și el cu aproape 11%, Icon sau ICX a crescut cu 9%, așa cum vă spuneam, e o zi normală din spațiul cripto ca un proiect să crească 10%, așa că îndreptați-vă ochii spre spațiul cripto, ok? Ieri am vorbit despre o știre care îl avea în rol principal pe Donald Trump, dar nu i-am dat o foarte mare importanță, dar acum de dimineață așa m-am trezit frumos cu gândul la tot ce a zis Donald Trump și mi s-a declanșat ceva în cap. Și anume că, bă, ăsta a făcut o comparație între Big Tech, da, evoluția tehnologică din ultimele decenii, da, din ultimul secol pe care o văzut-o omenirea și ce aduce spațiul ăsta al cripto. De fapt, haideți să vă și citesc știrea mai exact. Ok. Bun. Zice, da, citiți. Bine, nu știți engleză, ok, vă citesc eu. Donald Trump spune că piața cripto e foarte periculoasă, chiar dacă Melania Trump lansează propriile ei NFT-uri. Opa! Adică, și le lansează pe blockchain-ul celor de la Solana. Ok? El spune că, de fapt, devine foarte recent când vine vorba despre piața cripto și el spune că puterea e a dolarului și dolarul ar trebui să fie, sau dolarul e tot ceea ce contează. Acestea fiind spuse, industria cripto e foarte ciudată și el nu are încredere deloc în ea, totuși face o comparație între Big Tech, da, evoluția tehnologică, despre care vorbeam, și spațiul cripto. El spune că chiar dacă e un lucru periculos, industria asta o să crească foarte mult, o să crească exponențial și s-ar putea să revoluționeze tot ecosistemul financiar global pe care noi îl știm
astăzi. Ok, o altă știre destul de interesantă legată de NFT-uri. Haideți să vorbim puțin despre Bored Ape Yacht Club. Ăștia sunt pe locul 2 când vine vorba de NFT-uri în lume, iar CryptoPunks este liderul NFT-urilor la nivel mondial. Ok, CryptoPunks sunt, de fapt, CryptoPunks e Bitcoin-ul din lumea NFT-urilor. Așa cum Bitcoin-ul e regele spațiului cripto, tezaurul digital, da? Așa CryptoPunks îi regele pe partea de NFT-uri. Dar o știre foarte interesantă, da, Bored Ape Yacht Club reușește să țină pasul cu CryptoPunks. Bored Ape ăștia ca și un Ethereum, de exemplu. Da, ei sunt tot timpul locul 2, dar reușește să țină pasul cu CryptoPunks și reușește oarecum să depășească floor price-ul. Floor price-ul înseamnă cel mai ieftin NFT posibil care se vinde al celor de la Bored Ape Yacht Club, vine la 53,9 Ethereum. Bă, nu știu cât vine asta pe un Ethereum, dacă e 3900, 3800, 4000. Vine aproximativ 215.000. Da, haideți să... Ok, hai să încerc să măresc. Să vedeți cu toții. Ok. Da? Deci, prețul al celei mai ieftine Bored Ape NFT este acum la 53,9 Ethereum și reușește oarecum să depășească prețul celui mai ieftin CryptoPunk, care este la 52,69 Ethereum. Asta înseamnă 210.000 de dolari. Deci Bored Ape devine liderul industriei NFT-urilor. E ca și când Ethereum depășește, reușește oarecum să flipuie, să depășească Bitcoin-ul. Așa, cam astea sunt proporțiile din lumea, sau o comparație care oarecum să vă rămână în minte. Da, așa cum am spus, industria e big, e huge, crește de la zi la zi. Acum nu știu dacă Donald Trump cu lucrul acesta a vrut să facă o reclamă. Știți că avem două tipuri de reclamă, reclamele pozitive și reclamele negative. Ca să vă dau un exemplu, de pildă, țigările sunt o reclamă negativă. Scrie pe fiecare pachet, bă, nu fuma, nu mai băga în tine toxicitatea aia că mori, da? Lumea... Da, deci e o reclamă negativă, însă lumea continuă să cumpere în ciuda reclamei negative. Așa că avem cele două tipuri de reclamă, cea pozitivă și cea negativă. Ambele câteodată sunt destul de relevante. Acum nu știm neapărat dacă Donald Trump a vrut să facă reclamă, dat fiind că Melania, da, să creeze puțin hype în jurul NFT-urilor create de Melania, pe blockchain-ul celor de la Solana. Dar cert e că mai de preț comparația pe care a făcut-o între creșterea tehnologică și creșterea industriei cripto, care va fi oarecum, o zis el, mult mai mare, va impacta mult mai mult societatea decât a făcut-o tehnologia. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Am creat acest canal în scopuri educativ. Din nou, nu o să tai absolut nimic din acest video, o să las exact așa cum e, o să las autentic. Așa cum am spus, am creat canalul ăsta în scopuri educativ, ca să învățăm toți unii de la alții. Ăsta e canalul nostru al tuturor, vrem să ne sporim viziunea. Aici, pe canal, te țin ancorat la tot ce se întâmplă în piață la nivel mondial, cel puțin pe partea de news, pe partea de știri, ca să reușești puțin să ai viziunea mai sporită, să pleci puțin mai puternic și mai zidit pe partea de cripto, pe partea de NFT-uri, pe tot ce înseamnă tehnologia asta, blockchain, atunci când închizi acest videoclip. Vreau să aduc, să încerc să aduc un plus de valoare și sper că reușesc în viața ta, în viața voastră, celor care mă urmăriți.
Așa că ajută foarte mult această comunitate dacă dai un like, dacă distribui videoclipul ăsta, dacă apeși pe clopoțel. Motivează și pe mine ca să vă ajut în continuare. Până data viitoare vă doresc sărbători fericite, sărbători în tihnă, alături de cei dragi vouă, sărbători binecuvântate, bucurați-vă de timpul ăsta, profitați să învățați mai mult despre cripto. Vă salut cu mult respect și vorba mea, toate cele bune!